Marea Rusia a oscilat mereu între identitatea ei asiatică, moștenirea secolelor de dominație mongolă și fascinația pentru Europa de Vest, cu care a polemizat și în perioada narodnicismului, inspirat de Schelling, de romantismul german. Deci Rusia are acest suflet dublu, această identitate dictată și de geografia ei, că adevăr e euroasiatică. Putea spune chiar o dominantă la ei. Da, și s-o luăm istoric. Putea fără îndoială să facă o opțiune mai stabilă, adică să spună, mai ales după ce a încetat războiul rece, putea foarte bine să aleagă calea pe Occidentul, i-au deschis-o cu foarte multă prietenie și anume să devină un partener esențial al Uniunii Europene și NATO, cu care a avut până mai ieri... A avut formate de cooperare instituționalizată, bazată pe actul fondator la Rusia. Deci Occidentul a venit cu un întreg arsenal de instrumente juridice, de dialog politic la nivel înalt, a introdus Rusia în G7, deși poate că parametrii economiei ei nu recomandau astfel de cooptare. Pe scurt, Rusia în mod orgolios, vanitos, de fapt, și nedigerând implozia URSS, care vorbea, n-a fost dictată armate invadatoare de pierderea vreunui război, ci de faptul că modelul sovietic s-a dovedit după multe decenii în care s-a menținut prin teroare, s-a dovedit neviabil și, bun, n-a mai putut rezista. Și până la urmă ei au bătut cu palma în podea. Deci ei au fost, URSS-ul da, este cel care... Societatea asta rusă, care a, statul rus, Federația Rusă, bun, a moștenit URSS-ul ca succesor juridic, dar nu a avut curajul să facă un bilanț al comunismului cu suta lui de milioane de victime pe tot globul. Comunismul care a avut la Moscova citadela lui mondială, nu? Și care trebuia cumva decontat. Adică puteau să spună și ei într-o formă mai convingătoare: trebuie să avem acces la adevărul istoric, deschidem toate arhivele, cum a făcut Germania RDG, nu? După reunificarea Germaniei, n-a mai existat tabu secret, nu știu, legat de crimele Stasi, de rețelele de spioni, deci totul a fost demontat, scos la lumină și societatea s-a putut cât de cât democratiza. E, bine, în Rusia, după cum ne aducem aminte, a existat un prim președinte, Boris Yeltsin, care, într-adevăr, a căutat să meargă mai departe decât Gorbaciov, adică cu adevărat să demanteleze sistemul comunist, care n-a reușit acest lucru și care, în plus, i-a lăsat pe oligarhii din îmbogățiți între timp, oligarhii tranziției, nu? I-a lăsat să le spună rușilor: domne, ați văzut ce s-a întâmplat sub Yeltsin? Liberalismul și democrația înseamnă haos, crimă organizată, nesiguranță, inflație, șomaj. Prin urmare, vă trebuie altceva. Ce ne trebuie? Păi ce ați mai avut și în trecut? Și anume un regim de mână forte, încarnat într-un autocrator, care apără imensa Rusie de la Sankt Petersburg, la Marea Baltică, până la Vladivostok. Rușii au acceptat acest nou contract social, care a și funcționat în prima decadă de puterea lui Putin. Ne restrângem libertățile, dar trăim mai bine. Și la un moment dat, lipsa de reforme, lipsa de diversificare a economiei, lipsa de competitivitate tehnologică. Nu credeți că e și lipsa de alternativă politică? Pentru că, ascultându-mă, mă gândeam dacă ceea ce se întâmplă în Ucraina acum nu este cumva și rezultatul faptului că urmează un final pentru regimul Putin și atunci au creat un eveniment major care, de fapt, a îngropat orice formă de opoziție, orice formă de politică alternativă, orice altceva decât
Da, război. Dar Putin strânsese... Putin, pentru că trebuie să aibă și el un final undeva, nu? A făcut rocada aceea cu Medvedev. Când a revenit... Formală. Da. Când a revenit, a început să strângă toate șuruburile, să transforme opoziția parlamentară într-o glumă și să închidă rând pe rând ONG-urile care, chipurile, erau finanțate de puteri străine. Astfel încât, mult înainte de agresiunea rusă în Ucraina, societatea rusă nu mai avea libertăți elementare. Și foarte mulți au fugit din țară, au plecat. Nu doar oligarhii trăitori pe coasta de Azur și cu investiții în sitiul londonez. Rusia însă se sufoca, nu mai avea niciun fel de libertate, dar încă o duceau bine. Însă, repet, politicile lor publice, economice, faptul că s-au bazat numai pe exportul de hidrocarburi, a pus Rusia într-o poziție de falsă mare putere, care nu ține pasul cu competitorii ei geopolitici, cu China, în primul rând. Păi China a făcut un salt imens în raport cu Rusia, inversând rolurile, nu? China lui Mao era, sigur, naționalistă și spunea, dom'le, noi facem comunismul pe într-o manieră strict chinezească, dar ce se compara cu vârful URSS atins prin anii 70, când, de bine de rău, mai prin spionaj industrial, mai prin închiderea în țarcuri a fizicienilor atomiști ruși în Siberia, cum reușiseră să se profileze ca o putere modernizatoare care e capabilă să răspundă tehnologic Occidentului. Bun, nu mai e cazul. După 91, când a implodat URSS și până astăzi, Rusia, sigur, a preluat această poșghiță de occidentalism în Sankt Petersburg, la Moscova, dar are PIB-ul Spaniei, o armată coruptă și fals modernizată tehnologic, tocmai pentru că corupția nu a permis, tolerarea corupției n-a permis atingerea obiectivelor de modernizare armate anunțate foarte pompos de Putin. Dar se pare că însuși Putin a fost înșelat. Sigur, el nu s-a întrebat totuși de unde vin banii aia, sumele imense către ei, pentru că a cerut niște anchete acum și cu privire la faptul că pe front au fost trimiși recruți de 18-19 ani, ceea ce legea rusească interzice. Măcar se desfășoară o anchetă acolo. Ce anchete vor fi? Ca la ei, mă, în fine. Că banii, fondurile uriașe alocate modernizării armate au fost deturnate. El știa că ar avea. Da, păi, acum armata ar fi pusă la punct. Da. Putin ca dictator e înghesuit. E, da. Sistemul ar vrea să-l facă pe el țapii spășitori. Da, el caută vinovați. El caută vinovați. Sistem. Deci este o tensiune. Domnule Vaconschi, observăm, sau eu am observat așa un pic stupefiat, componenta asta religioasă dusă de preoți către intern, bineînțeles. Ce se întâmplă cu biserica rusă? V-am auzit, dar din păcate v-am auzit foarte trunchiat, oferind o explicație la un post TV, mai știu la care, cu privire la faptul că biserica este a statului. Și statul este, și spunea și ceva de decizia lui Stalin de a de a scoate biserica din ruina în care fusese adusă de bolșevici, fusese terminată. Ce se întâmplă cu ei? Adică numai preoți care sfințesc rachete? În primul rând, preoții, clerul ortodox rus este format din funcționarea statului. Statul îi plătește, statul le instalează și softul pe care trebuie să funcționeze această parte a... Și deși Rusia după comunism este obiectiv secularizată, practica religioasă cea mai masivă e în Ucraina, nu în Rusia. Nici în Rusia îndepărtată, siberiană, nici în Rusia marilor centre industriale comuniste care au decăzut după 1991.
Dar totuși e folosită pentru că ortodoxismul acesta, deci până la urmă instrumentalizarea politică a tradiției răsăritene bizantine, a înlocuit marxist-leninismul ca aliant al statului, adică dacă nu s-a mai putut defila cu Lenin și Stalin și urmașilor, s-a revenit și la ideea asta țaristă, nu? În care biserica era, bineînțeles, la fel de supusă statului, imperiului, dar cel puțin imperiul acela nu era împotriva religiei, cum fusese comunismul. Dar atunci se spunea măcar că e unsul lui Dumnezeu țarul, era unsul lui Dumnezeu era, pământ. Bineînțeles, adică moșteneau teologia politică bizantină, țarul era un mijlocitor al lui Dumnezeu pe pământ, deci un fel de, așa cum asta e tradiția bisericii răsăritene de la Constantin cel Mare încoace. Nu? Constantin cel Mare a avut urma lăudători extraordinar de fervenți ca Eusebiu de Cezarea, dar în același timp l-au numit al 13-lea egal cu apostolii, nu? Deci Isapostolos, deci era practic divinizat antum în tradiția cezarică imperială, dar de data asta sub semnul crucii. Însă revenind la Rusia, cred că Patriarhul Kiril și înalții ierarhi plus clerul obișnuit, care probabil că e mai puțin entuziast, dar nu-l auzim, nu auzim decât vocile oficiale din Patriarhia Rusă. Probabil că ei sunt până la un punct îmbătați cu această propagandă. Nu? Adică în creștinism singurul război just este cel de apărare. Ori propaganda lui Putin asta susține. Nu e un război de agresiune. E un război preventiv, pentru că NATO urma să invadeze Rusia. Asta e teza oficială. Și e un război de recuperare a unui teritoriu văzut ca parte a Imperiului Rus și ca matrice istorică a civilizației ruse. Prin urmare, atunci când sfințesc arme sau le dau tanchiștilor iconițe binecuvântate, preoții aceștia sunt convinși sau au o scuză sau morală. Cel puțin au scuză, da. Că e un război, un alt război pentru apărarea patriei.